Înaintea ultimei etape a sezonului, formația suceveană ocupă prima poziție în clasament cu un punct mai mult față de CSM Bacău. În aceste condiții, cu o victorie în meciul de la CSM Pașcani, Rapid Suceava ar avea asigurată prezența în următorul sezon al Ligii a doua. Iată ce a declarat antrenorul Bogdan Tudoreanu înaintea partidei. Vom face tot posibilul să câștigăm pentru că altfel am pierdut un an degeaba. Nu știu când ne vom mai întâlni cu o astfel de șansă și nu vrem să dăm cu piciorul în ea. Este foarte important pentru toți să promovăm, mai ales pentru jucători, pentru carta lor de vizită. Una este să joci în Liga a treia și alta în Liga a doua, a spus tehnicianul Rapidului. În turul campionatului, sucevenii s-au impus pe areni cu scorul de 4-2 după ce au fost conduși cu 0-2. Pentru Rapid au marcat atunci Florin Plămadă, Dorin Semeghin și Ionuț Plămadă, ultimul bifând dubla.